Pentru moartea voivozilor celor ale îngrozii pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Sfinte Ierarhie Nicolae, ai porunci ca să-i slobozească pe dânsii. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică
iar cu dâncii creștie, Sfinte Nicolae, bucură-te capul cel sfințit, bucură-te cel ce-ai sfârmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale, bucură-te slujitorule al împăratului tuturor, bucură-te ajutătorul celor credincioși, bucură-te în întărirea ortodoxiei, bucură-te pierzătorul cel fără de lege, bucură-te cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt, bucură-te cel ce ai pierdut vii fără mulțimii zeilor, bucură-te cel ce ești împreună vorbitor cu îngerii, bucură-te izgonitorul demonilor, bucură-te graiule al dumnezeieștilor cuvinte, bucură-te cel ce ai supa gurile ereticilor, bucură-te Sfinte Erahie Nicolae, mare făcător de minuni. Bucură-te Sfinte Erahie Nicolae, mare făcător de minuni. De pământ al doilea înainte mergător te arăta Sfinte Erahie Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, ca acela mustra pe Irod, săvârșitorul fără de legi, iar tu ai rușinat pe are celor bit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta o lumina ca un părinte și învățător. Pentru aceea cântăm lui Dumnezeu, Aleluia! Aleluia! Bucură-te cel ce aduci tristare diavolilor, bucură-te cel ce ești slujitor, asemenea lui Grigore teolog în preoție. Părinte Nicolae, plângem și alergăm către al tău sprijin, aducând ție acum această puțină rugăciune, ca să ne izbăvești de chinul cel de veci cu rugăciunile tale, ierarhie prealăudate, și ne învrănicește veșnicii împărății, ca dintr-un cu tine să cântăm lui Dumnezeu, Aleluia, Aleluia, Aleluia! Aleluia, Aleluia, Aleluia! Domnului să ne rugăm! Aleluiește! Prea bunule Părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleagă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește de grabă a le ajuta. Izbăvește turba lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile ce le lumești, de cutremuri, de venirea altor neamuri, de robie, de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte gravnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucru suntem într-un tuneric cu păcatelor. Și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic, ca prin sorirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amen.
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Toți cântărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință al rămăritorilor creștini și sfânta biserica ta umăzește în veacul veacului. Luminează-te, luminează-te nouă, Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Salte acum și te bucură-n soane, iar tu, curată născătoare de Dumnezeu, veselește-te în umbrierea ce fi născută al tău. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Cristo e risorto! Hristos vascrese! Hristos anesti! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat din morți cu moartea, premoarte cărcând toți! Și cerul